First, we have a question for Mr. Thomas Stauffer. Please tell us what is your main message for the applicants in these two funds that, through which the program is financing a project. Well, first of all, I'd like to say thank you to all of those who made the effort to submit projects for our two block grants. What I can say is that, generally speaking, we had very good projects, and the success of our program depends on the good work that is being done by our partners and executing agencies in our program. What I can say perhaps for the second block grant call next year is that the key to success is good preparation. We know that the Romanian organizations are very interested to apply for this fund, but we also would like to know what are the benefits for the partners. So what can you say about the Swiss organizations that are involving in this project? For the Swiss partners in the partnership project, the main benefit they take from participating in our program is the partnership in itself. In very many cases, those partnerships have been going on since over 20 years, and our support enables those partnerships to further develop without having too much problems with money. Doamna Irina Bejan, reprezentant al Părții Române, care intermediază aceste fonduri. Ce ar trebui să știm cei care doresc să obțină fonduri în viitor prin aceste programe? În primul rând, ar trebui să știe că următoare rundă a cererii de propuneri de proiecte va fi lansată în prima jumătate a anului viitor. Recomandarea noastră este ca toți potențialii aplicanți să citească și să înțeleagă foarte bine condițiile impuse de ghidul solicitanților, iar în momentul în care își scriu proiectul să o facă în paralel cu grila de evaluare. În plus, organismul intermediar elvețian pregătește în acest moment un raport în urma primei runde a cererii de propuneri de proiecte, iar concluziile acestui raport vor fi publicate pe site-urile noastre și în același timp vor fi discutate cu potențialii aplicanți în cadrul sesiunilor de informare ce vor fi organizate după lansarea celei de-a doua runde.